Consilierii EURES îi ajută pe cetățeni să obțină un loc de muncă în străinătate, însă pe lângă partea frumoasă a acestei intermedieri există și câteva aspecte negative. Mobilitatea forței de muncă, câteva aspecte negative. Există posibilitatea ca lucrătorii români, odată ce au găsit un loc de lucru în Uniunea Europeană, să nu mai revină în țară. Efectul fiind acela de accentuare a declinului demografic în România, probleme de adaptare ale lucrătorilor migranți, condițiile din țara de destinație și reciproc probleme ale cetățenilor din țara de destinație cu noi veniți, cu modul de viață, cultură și obiceiurile lor. Un alt aspect negativ poate să fie și readaptarea mai dificilă la condițiile pieței muncii din țara proprie la întoarcerea acasă, de asemenea și creșterea economică predominantă în țările de destinație, însă doar pe termen scurt în țara de origine a lucrătorilor. Poziția statelor din Uniunea Europeană, respectiv spațiul economic european, privind liberul acces al forței de muncă românești pe piața muncii, se poate observa și din această imagine că țările dezvoltate ale Uniunii Europene încă impun restricții pe piață asupra lucrătorilor români. Unele țări dezvoltate impun restricții parțial și doar foarte puține au liberalizat total piața forței de muncă în ceea ce privesc lucrătorii migranți români. Fostele țări care au aderat în 2004 și țările de jur și Bulgaria au liberalizat total piața forței de muncă pentru lucrătorii români.